Bună dimineața, Florin. Am venit cu ora de vară la psiholog. Iată că i-am îndeplinit dorința Ilonei, pentru că, într-adevăr, astăzi ne simțim ușor mai obosiți, irascibili, devenim stresați și vrem să știm ce soluții există. Le aflăm de la psihologul Anca Maftei. Bună dimineața, Anca! Bună dimineața! Ce facem cu această schimbare? Cum o manageriem din punct de vedere emoțional? Practic în același mod în care făceam acest management emoțional, cum i-ai spus tu, și în alte rânduri. Având grijă de noi, având grijă de emoțiile noastre, folosind tot felul de resurse, atât interne cât și externe, pentru a ne sprijini. De la a ține un jurnal până la a face exerciții de respirație, diverse exerciții de relaxare, plimbări în natură, orice ne-a ajutat și înainte ne va ajuta și acum. Noi simțim o ușoară astenie încă de la începutul primăverii. Practic, ora aceasta de vară este păcirea așa de pe tort, să spun așa. Se adună tot felul de angoase. Corect. Și multe nici măcar nu-și găsesc resorturile pentru a găsi un sens în direcția asta. E adevărat, suntem mult mai sensibili. Diferențele de durată de somn ne impactează profund, pentru că somnul este baza, eu știu, a sănătății emoționale și fizice și atunci e implicit mai dificil să facem față. Astăzi au intrat în vigoare și noi restricții în ceea ce privește pandemia, care parcă nu se mai termină de un an de zile. Vreau să te întreb dacă ai pacienții care se confruntă cu anxietate și cu probleme emoționale din această cauză. Noi deja aveam mai mulți pacienți care deja veniseră pentru chestiunile acestea. Acum nu fac decât să se înrăutățească anumite aspecte. Din fericire, cei care apelează la cabinetele de psihoterapie sunt deja pe drumul cel bun, gestionează foarte bine. Eu pot să văd asta la clienții mei și am sute de clienți și majoritatea gestionează extraordinar de bine, tocmai pentru că au instrumente pentru a face asta. Sunt foarte multe cursuri online, de exemplu, chiar și gratuit, am și eu unul pe site-ul meu, pe care îl poți accesa și te poți vindeca și acasă, nu doar în cabinet. E necesar să ne ajutăm. Mulțumim tare mult, Anca, evident, trebuie să avem grijă de noi, pentru că vremurile sunt incerte, din păcate. Florin, Ilona, ne întoarcem la voi. Sperăm că sfaturile au fost de ajutor.